Astăzi din nou cu psihologii și asistenții sociali. Specialiștii trebuie să afle dacă fetița a fost într-adevăr maltratată de mama ei, dar cum vorbim despre un copil de 4 ani, lucrurile sunt puțin mai complicate. Ramona Păuleanu este acum la Izvoran. Ramona, cum vor comunica psihologii cu fetița? Bună ziua, pentru că pentru a fi sigur că micuța este sinceră cu ei, specialiștii vor apela la testele proiective. Mai exact, fetița se va juca, va desena și în acest timp psihologii își vor da seama dacă este cu adevărat frică de mama ei. De când a izbucnit scandalul și fetița a fost luată la Izvorani, Monica nu a mai reușit să se vadă cu ea. Avocații doamnei Columbeanu spun că în acest fel fetița este sub influența tatălui și că acest lucru ar putea influența rezultatele anchetei. Totuși, această anchetă va trebui făcută și cu o întâlnire între mamă și Irinuca, pentru ca specialiștii să vadă reacțiile fetiței. În tot acest timp, Irinel spune că nu va ceda și că va face orice este posibil pentru ca fetița să nu cadă sub în mâinile mamei ei. Știți foarte bine că am început acest demers. Ne-am mai întâlnit până astăzi de decădere la cererea unui soț din drepturile părintești. Lucrul acesta trebuie să se producă pentru ca Monica să se liniștească. Eu vreau să o păzesc pe Irina de Monica. Sper ca rezultatul să fie că vreau să o apăr și pe Monica de Monica. Așa își explică Irinel Columbeanu acțiunile din ultimele zile. Monica a tot încercat să intre pe domeniul de la Izvoran, dar aproape de fiecare dată a rămas la poartă. Asta chiar și atunci când a susținut că vrea să-și vadă fetița. Acuzat de avocații Monicăi, Irinel Columbeanu spune că Irina este cea care decide. De bunica ei întreabă? Nu. Da. Cine are grijă acum de Irina? Nu, nici despre bunică, nici despre mamă. Cine are grijă în afară de dumneavoastră? O bonă pe care, din fericire, am găsit-o exact la țanc, ca să spun așa, și care este cu mult mai mult decât o bonă. Este o persoană specializată în... care are și un master în acest sens, bineînțeles și facultate, în tratarea șocurilor post-traumatice ale copiilor afectați de traume. Iar ajutorul noi, bonei vine cum nu se poate mai bine în această perioadă dificilă, când Irina trebuie să dea ochii cu psihologii și asistenții sociali. O perioadă pe parcursul căreia fetița nu a mers nici măcar la grădiniță. De ce nu ați trimis-o pe Irina la grădiniță în ultima săptămână? Ședințele cu ancheta socială sunt odată la două zile, iar eu chiar nu aveam cum să-i explic Irinei, știi că trebuie o zi să te duci la grădiniță, o zi nu. Și acesta nu ar fi singurul motiv. Directoarea respectivei grădinițe a fost efectiv asasinată cu adrese și cu telefoane și cu, mă rog, adrese scrise din partea Monicăi, că ea vrea să vină acolo să-și vadă fetița, fiindcă nu are o altă șansă. În familia Columbeanu lucrurile sunt departe de a se liniști. Iar plângerile depuse de Monica la sfârșitul săptămânii trecute nu au făcut decât să-l înverșuneze pe Irinel. Nu a știut să aprecieze ce a primit, jucăriile pe care le-a avut la dispoziție să joace, și jucându-se cu ele, cred că s-a rănit și pe ea însăși, a rănit foarte mult și pe fiica noastră. Repet, acțiunile mele nu au fost acțiuni, ci reacțiuni. Această tăiere, cum o numiți dumneavoastră, eu n-am fost decât mâna. Ea a fost creierul. Nu e vorba nici de răzbunare, e vorba de răsplată. Minore viol